ce măsură primăria poate interveni în soluționarea acestora? Felicitări Coaliției de Discriminare pentru invitație și pentru ridicarea acestei teme. Vreau să nu fiu lung la vorbă, dar bună treabă, cum este colega de la minister, mult a vorbit, într-adevăr, ce se întâmplă acum. Mai mult de 12 ani, Direcția Generală Arhitectură de la Primărie elaborează certificate de urbanism, v-am adus și dumneavoastră chiar ultimele trei, referitor la cerințele întrebărilor puse la ordinea de zi. Și ați menționat că sunt momente parcă teoretic puse drept pentru proiectanți, pentru beneficiar. Iată chiar la concret am să revin la un societate pe acțiuni, SRL Novo Construct, cum se numește asta altă întrebare, pe strada Zaichen. Iată se certifică. Construirea unui bloc locativ cu obiective de menire sociale. Clădirea are partier 8 etaje și obiective de menire sociale, culturale și parcare auto. Obligatoriu în poziția certificatului la compartimentul 5 se scrie de prevăzut amenajarea terenului adiacent, accesorii pentru persoanele cu mobilitate redusă. Acest document se referă la beneficiar și la proiectant. Și administrația publică locală, prin prezența specialiștilor de Direcția Arhitectură, monitorizează elaborarea acestui document de proiectare. După ce este avizat de serviciile competente, inclusiv și de către arhitectură sau arhitect șef. În acest moment, beneficiarul, în lipsă de mai multe momente de finanțări sau de economii de teritorii, posibil caută niște momente de a pleca de la cerințele puse de la bun început pentru proiectare. Ceea ce ne obligă pe noi, repet, de mulți ani la rând, ca să fim mai precauți și mai mai competenți în felul de a cere respectarea includerilor acestor obiective. Colega noastră de la Minister n-a spus recepția finală. Iată aici, la recepția finală, aici se bate cuiu. Aici se controlează documentația de proiect. Dar exploatare, recepția finală. Unii participă specialiști de la Minister, de la alte subdiviziuni, inclusiv primăria, respectiv pretura și mai departe. La darea exploatare, dacă înainte, în timpul până la democrație, era câteva procese de primire exploatare obiectivului, erau trei procese primire exploatare, dar acum este numai un proces de recepție. Ceea ce, cu părere rău, nu totdeauna aduce rezultate fertile la îndeplinirea celor prevăzute de proiect. Iată, în acest context, la procesul verbal de recepție finală, în ultimii ani, noi am fost mai precauți. Noi am impus beneficiarilor două procese verbale de recepție. Unul mod de lucru și al doilea de recepție finală. Și în acest context, noi am exclus multe momente care nu erau prevăzute anterior. Aș menționa la întrunirea de astăzi că hotărârea de guvern din august 2013, referitor la planul de acțiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilității persoanelor cu dezabilități la infrastructura socială, iată, acest document este foarte binevenit și acum, la moment, la Consiliul Municipal Chișinău, în septembrie, după concedialele consilierilor, va fi examinat aceste propuneri parvenite de la preturi, de la serviciile primărie, dar va fi monitorizată de către Direcția Generală Asistenței Sociale. Direcția dată va pregăti acest raport. Ar fi bine ca dumneavoastră toți să fiți la curent cu aceste momente. Și toate direcția, transport public, direcția arhitectură sau și alte subdiviziuni care
participă la prevederea proiectării și construirea naturii a obiectivelor, iată, ar fi binevenit ca dumneavoastră, ca asociația dumneavoastră, ca să fiți mai activi, într-adevăr, așa cum și sunteți chiar azi, mă bucur că o spremată dumneavoastră. De ce? Eu cred că, până la urmă, noi am să câștigăm ceea ce ne cere societatea și o lume care e lumea bună cu mine, care trebuie să o simpatizăm. Cu toate că sunt multe, multe oportunități și avem multe rezerve. Eu aș fi bucuros să puneți întrebări, pentru că aici în spate mult de vorbit, dar timpul e limitat. Da. Mulțumesc. Domnul Nicu, ați vorbit despre clădirile noi. Ce facem în cazul în care locuim în clădiri de tip vechi? Exemplu, 5 nivele, fără ascensor. Întrebarea e pusă atât la tema administrației publică și locală, cât și la deținătorilor de clădiri. Acum mulți deținători de clădiri care formează asociații de locatari, ei revin ca proprietari ai bunului imobil. Mai mult ca atât, la adresarea la primărie, noi le alocăm teritoriul din jurul obiectivului. Iată, obiectivul și noi alocăm teritoriul. Și procesele inevitabile care au loc a comunicațiilor, a amenajării teritoriilor, a feluritul de altor cerinți, de la locatari sunt puse la timp și noi obligatoriu le participăm la executarea lor în natură. Direcția locuință are prevăzute surse respective pentru ameliorarea, nu la zeci de obiective, care se pun în plan chiar cu an înainte. Iată, de pildă, casa cu 5 etaje la Histopotev, numărul tare, ea poate fi inclus în programul pentru anul 2014-15. Și acolo se pun toate întrebările, referitor la mansarde, acum mansardele s-au stopat pentru că sunt întrebări, dar mansardarea, schimbul de inginerie, amenajare, inclusiv și apariția diferitor modalități infrastructurale. Deci asta e întrebarea la ordinea de zi. Și într-adevăr, clădirile existente așteaptă, dar finanțare dotată, centralizată lipsește și de aceea din contul locatarilor se poate fi cu inițiativă și locatare și din municipiu. Iată, pentru anul 2014, undeva 23 de obiective, direcția locuințe prevede alocarea surselor, care participă la proprietarii caselor. Ar fi bine ca casele să aibă proprietari. Atunci ai cu cine discuta. Dacă acolo e subdiviziunea jeului sau a cuiva, atunci nu se primește. Dar deservirea blocului se achită, chiar dacă nu e condominiu, se achită, deservirea blocului și există obligație. E de acord, cei ce se plătește, într-adevăr, noi vedem cum se exploatează. Eu tot trăiesc în așa casă, care o plătim noi cu sudoarea noastră ca variantă, dar noi nu suntem mulțumiți. Și deci n-am să-i mulțumesc pentru că tot eu lumina de la scară o controlez eu, ce mai câteodată mătru și chiar eu personal. Nu e cei ce trebuie, trebuie să fie proprietarul casei. Am înțeles în cazul clădirilor, cum ne adresăm în cazul instituțiilor publice, în cazul instituțiilor comerciale, farmacii, supermarkete, instituții medicale, școli? Parcuri. Eu cred că inevitabil toți trebuie să ducă răspundere, începând la administrația de publică locală până la deținătorul de farmacie. Mi-a plăcut prima doamnă care a vorbit referitor la farmacii. Într-adevăr, eu cred că împreună, ei dacă se adresează la noi, noi deja în certificate, cu toate că știm ce scrim, dar să fim mai concreți la emiterea documentației respective, dacă se adresează farmacia sau alt serviciu respectiv. Dacă nu se adresează? Obligatoriu îi impunem. Pretura, iată, eu am menționat că va fi în baza legii guvernului care am menționat, Direcția Generală Asistență Socială în septembrie va pregăti la Consiliu un plan de acțiuni referitor la toate întrebările date. Absolut, la toate întrebările, la toate adresele. De ce dumneavoastră trebuie să fiți cu ochii pe noi, la urmă? Până acum nu s-au autosesizat? Nu, până acum s-a lucrat în continuu. Eu repet că de 12 ani noi emitem aceste documente.
Dar foarte bine că acum și opinia publică și toată lumea suntem sub ochii respectivi. O întrebare, domnul Zaporojan. Da. Care e situația că până la moment se eliberează, se dă avizarea la obiecte, proiecte, da? Care acum sunt date în exploatare, da, și ele nu sunt dotate cu rampe de acces sau au rampă care este unul foarte înalt sau sunt puse două șine sau posibil că are rampă, dar intrarea și accesul se limitează până la ușă. Cine este responsabil de responsabil, anume că se dea avizare și de ce se face dacă sunt încălcate reguli? Cu păreri de rău, eu repet. Echim, Asociația Motivației de Muncă. La elaborarea certificatului, toți duc răspundere. La elaborarea documentației de proiect, autorul proiectului. La primere, dar exploatare, agenții... Dar permite lucrul ăsta și până o ziua de astăzi? Dar la răspunsul concret, cu păreri de rău, dacă este ceva neegalități sau lucrări neexecutate conform proiectului, atunci beneficiarul care gestionează acest obiectiv, dumnealui duce răspunderea, în primul rând. Și respectiv și toate celelalte momente, dacă ele nu au fost prevăzute, dar în documentația de proiect posibil era prevăzute comoditățile respective. Primăria, dat în exploatare edificiul acela, primăria e responsabilă. Ea e complice la ilegalitatea comisă de proprietari sau de constructori, nu? Corect. Noi putem să facem un protest la primărie, când înseamnă că primăria a făcut ilegalitatea. Beneficiarul, eu repet încă o dată, concret beneficiarul se adresează la primărie. Primește documentarea, elaborarea și toate documentele respective. Dumnealui duci parte, toată răspunderea juridică, juriștii nu știu acum, dar dar primăria la fel duce răspundere. Și de obiectivele vechi care construite în anii sovietici, tot duce răspundere. Răspunderea politică are primăria. Hai să luăm un caz concret. Scoarul Europei, cunoașteți. Unde chiar toată în fiecare an își prezintă raportul de activitate. Corect. Anul trecut, în ajunul Zilei Europei, a fost reparat. S-au făcut trepte frumoase de granit. Corect. Absolut inaccesibile, trepte de 30 de centimetri. Cine a proiectat și cine a dat în exploatare chestia asta? Eu cred că... Nici cu bicicleta, nici cu căruciorul, nici oameni cu dizabilități nu pot urca treptele cele. 30 de centimetri, cine s-a gândit la asta? Eu tot sunt autor la amenajările respective. Și când nu v-ați dat demisia? Păi jenant, e penal ce ați făcut acolo. Unde este panta? Unde este panta? Unde este panta, domn Zaporojan? În parc nu poți intra nicăieri. De acord, în această zonă trebuie să fie prevăzut accesul. Păi cum ați construit-o? Și ați dat-o în exploatare anul trecut. Eu nu vreau să spun că... Eu cred că ar trebui să vă dați demisia. Înseamnă că sau sunteți incompetent, sau cu rea voință ați făcut asta. Deci cine strige de loc de scapă? Chirtoacă lasă-și de ei demisia dacă dumneavoastră nu vreți. Nu e cazul să dea nimeni demisia, trebuie cerut la organele respective. Păi cine sunt organele respective? Nu dumneavoastră. Dumneavoastră ați proiectat, nu? Acum ați recunoscut, dumneavoastră ați spus. Eu proiectat, era absolut ce trebuie. De ce ați primit, dar ați dat în exploatare? De ce ați acceptat lucrările? Ați angajat pe nu știu cine de la țară care... Nu particip specialiștii, cu părere de rău. Păi dar ce au făcut specialiștii în timpul ăsta? Dumneavoastră, ce ați făcut? Eu repet încă o dată, că schimbarea de materiale la trotuare, de la granit, e binevenit. Dar trebuia să nu uiți și de alte funcții. Am văzut și trepte de granit care sunt foarte lunicoase pe timp de ploaie, pe timp de zăpadă. Cine le proiectează în halul ăsta? Cine le permite? Specialiștii care duc răspundere. Păi cine specialiști este? Dați-ne un nume, o adresă. Cine? Eu, fiecare adresă are specialistul său. Clar, primăria n-are nicio vină. Atunci, nu știu de ce plătim din banii noștri primăria, dar... Actul de recepție primește arhitectul șef, care o coordonează proiectul. Și atât și ne semnează. Și alt specialist. De la primărie, arhitectul șef și alte direcții care... Nu, e evident că autoritățile de șef. Nu, eu cred... Bună întrebare, Cusu. Iată, aici sunt toate șmecherile, că mulți beneficiari încalcă intenționat la procesul de evaluare a construcției, schimbă cu păreri de rău, fără autori, fără nimeni, și iată, la recepția finală trebuie tras la răspundere cel beneficiar care el... Își schimbă... Dar primăria are mecanisme de a trage la răspundere. Îl trage, el pur și simplu primește, nu recepționează obiectivul și el... Și dacă l-a recepționat și dacă l-a recepționat și... El judecată și judecată îl obligă primăria să fie primit, iată, agregat. 2 ani de zile nu s-a primit obiectivul. Eu am cerut granit să fie pus la primul etaj, dumneavoastră, vă spun personal. Dar nu trebuie granit. Nu mai trebuie. Evident, granit trebuie să fie orașul, fără granit e zero. Granit trebuie să fie material.
Eu vreau să mă laud în fața domnilor voastre că în 2006 am pus granit la Teatru Ivenescu și Sala Gorgă. Eu l-am pus din prietenia mea față de oraș. Că mentorul meu e Bernardați. Ia să-i pot să mă laud. Dar de altele numai, când ați fi întrebări, îi răspund. Beneficiarul, cu păreri de rău, el e dat la noi. Și acum el trebuie pus la punct. Și atunci să îndeplineam toate cerințele. Până este îndeamnare procesul de judecată, nu pot fi făcute schimbări sau renovări conforme. Astfel, până merge procesul, el nu schimbă nimic. E, părerea de judecată tot te răgânează. Dar mai bine până din ajuns la procesul de judecată. Avem S-a discutat anterior despre răspunderea și s-a menționat mai mult despre răspunderea politică, s-a zis ceva despre juridică. Pe mine mă interesează un lucru. Da. Oricum, autorizațiile astea de construcție, actul de recepție finală, până la urmă sunt semnate de către persoane care sunt și persoane fizice. Adică, în codul penal avem așa infracțiune ca, de exemplu, neglijența în serviciu. Astfel de persoane putea să fie trase la răspundere pentru semnarea unor astfel de acte. Întrebarea mea este, au fost asemenea precedente, au fost trase la răspundere asemenea persoane, pentru că este cunoscut faptul. O persoană este trasă la răspundere două sau trei și deja așa un fenomen poate să fie oprit. Nu mai pedepsim, pentru că altă posibilitate din câte se vede nu există. La un moment sunt puse întrebările judiciare în așa contextul spune dumneavoastră, cu răspundere personală a specialistului participant la decepția finală. Dar a fost cineva până la momentul de față? Iată cum sunt obiectivi în proces de judecată. Dar concret au fost cazuri așa mai masive, dar la concret obiectiv nu au fost. Sunt cazuri aparte, de pildă, pe Aleea Gării, unde s-a făcut mansardă la combatanții de la Transnistria. Iată ce e un proces de judecată de câțiva ani. Unde acolo spus toți sub semnul întrebării, toți absolut. Acolo și eu sunt avizat acolo cu întrebări. Și am să-mi duc răspunderea respectivă, cu toate că eu poate nu-s vinovat. Așa, în momente, trebuie să aibă loc și trebuie să fie transparent. Da.